Stimat domnule primar, iată triplă sărbătoare la Murgeni. M-a rugat să ne spuneți cum v-ați organizat și ce se va întâmpla astăzi la Murgeni. La Murgeni, ziua de 6 august, se sărbătorește zilele culturii de câteva ediții bune, adică mai precis din anul 2000, în fiecare an, am organizat la Murgeni zilele culturii orașului Murgeni și tot cu această ocazie au mai fost organizate simpozioane legate de documentare privind istoricul localității, precum și alte teme de actualitate. Chiar ieri am avut în sala de la deședințe a Consiliului Local de Murgeni un simpozion pe această temă. Tot astăzi există la Casa de Cultură un concurs intitulat Izvoare Limpezi, cu date și obiceiuri privind folclorul din zonă. Vă rog să spuneți cum apreciați că este echipa care reprezintă orașul Murgeni. Zic eu că formația de la Casa de Cultură, condusă de către directorul de la Casa de Cultură, domnul Axinte, așa s-a străduit ca astăzi să se prezinte cu o formație destul de bună, completă, cu reușită în același timp și zic că astăzi va ocupa un loc fruntaș în această chestie. Domnul primar, v-a rugat să ne spuneți despre zilele orașului Murgeni, dacă fiii satului au venit, cum au venit și cum îi primiți? Sigur, da. Astăzi există pe lângă sărbătoarea satului și se organizează și un târg din vremuri, așa din vechime vin, tot cu această ocazie, fiii satului, așa cum au plecat din localitate, se reîntorc cu drag la Murgeni pentru a fi alături de părinți, de frați și a sărbători consătenii din localitate această sărbătoare. Domnul primar, la nivel de țară și nu mai trăim vremuri grele și să știe că această criză nenorocită a ajuns vase națională. V-am rugat să ne spuneți în asemenea vrem cum ați reușit să adunați fonduri, să capacitați anumiți sponsori din zonă, pentru că, iată, este un efort financiar substanțial. Toată organizarea am făcut-o numai cu sponsori, necheltuit niciun ban din bugetul local, fiindcă nu am avut. Așa, un merit și pe această cale aș vrea să mulțumesc domnului Savin, așa, de la directorul de la SC Transmir, așa, este singurul sponsor care pe mine m-a ajutat să organizez această sărbătoare. Domnul primar, ca unul care cunosc și ne cunoaștem de multă vreme, dați-mi voi, vă o întrebare caldă, ca de la om la om, ca de la prieten la prieten. Și rugămintea de a da o veste bună tuturor locuitorilor orașului Murgeni din postura și funcția și înălțimea funcției pe care o dețineți. Obiective în derulare am multe. Mai am 9 obiective, din păcate, din lipsa fondurilor alocate, nu continui. Decât numai începând cu data de luni, încep un obiectiv de modernizare trotuare din Murgeni. Mai am peste 40 de zile o licitație privind o extindere de alimentare cu apă. Doar atât, sunt obiective mai mărunte, obiective care le pot suporta din bugetul local. În restul, toate celelalte obiective care solicită și fonduri importante, așa, nu am și toate acestea sunt în suferință. Stimat domnul primar, ziarul Mirdianu, Vara Andrescu, rătur șef, și domn profesor doctor Marin, prietenul domniei voastre și al tuturor, vă mulțumesc și vă doresc succes și în această zi, că și avem certitudinea că va fi o reușită. Mulțumesc mult! Stimat domnul director, iată o triplă sărbătoare la Murgeni, în care domnia voastră a fost, să spunem așa, pionierul principal și ați antrenat și ați angrenat toată sfoarea artistică. Vă rog să ne spuneți ce se va întâmpla astăzi aici și ce a fost ieri. Bine ați venit la Murgeni. Casa de Cultură, Primăria Orașului, Biblioteca Orășenească, organizează pentru locuitorii săi și nu numai, zilele culturale ale orașului Murgeni. De fapt, manifestare care a început de ieri, 5 august, cu un simpozion și câteva lansări de carte ale unor scriitori vasluieni, cu largul concurs al Cenaclului Literar Gheorghe Lefter, Ion Iancu Lefter, pardon, și al Academiei Rurale Elanul din Giurcani, de asemenea Biblioteca Județeană
Muzeul Județean Ștefan cel Mare a fost alături de noi ca de fiecare dată. Iar astăzi, cu ocazia Bâlciului Anual de la Murgeni, pe lângă concursul Județean Izvoare Limpezi, în care sunt angrenate toate căminele culturale din județ, iar la Murgeni este un centru unde vor participa 5 localități, în speță Petrișoaia, Iepureni, Șuletea, Murgeni, nu Berezeni, Petrișoaia și Berezeni. Iar în afara acestui concurs vor evolua pe scena amplasată în fața Casei de Cultură și formații artistice de la Pogonești, de la Târgu Bujor Galați, de la Berești Galați, de la Viișoara Vaslui. Ce șanse au formațiile sau ansamblurile pe care le reprezentați și le pregătiți? Formațiile noastre au intenția de a perpetua dansul popular de pe Valea Elanului și nu numai, iar copiii în acest fel sunt antrenați în niște manifestări artistice care le vor prinde bine în viitor, ei fiind angrenați și în cercuri literare și în cercuri de picturi. Piese de teatru, dans popular, dans modern și poezie. Evoluțiile artistice vor fi ierarhizate de un juriu format din Ia Mihail, consilier superior în cadrul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Cultural, Dan Ravaru, consultant artistic în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Cornea Maria, consultant artistic în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Consultant artistic în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Patișe două, tra la 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 la. Se duple tară și intrară cu toate de casă. Doară pe babă de păr și-o inspiră cu capul de ferici până-l dojiră. Muzica.